Domnule Octavian Bădescu, avem Serbia, vecinii noștri, iată, au descoperit această resursă foarte căutată în zilele noastre de litiu și nici n-au descoperit-o bine și au venit deja Mercedes și Stellarium pentru a pune steagul acolo, fabrică, baterii, deci noi luăm. Da, acum va fi important cum își valorifică. Până la urmă, valoarea resursei naturale e decisivă. Omul fără resursă naturală nu poate face nimic, nu există practic, nu mai are nici ce mânca. Depinde ce cantitate de resurse naturale, într-un fel, sau de capital adevărat, nu pseudobani, reușești să iei la schimb când ai o altă resursă, mai ales finită și neregenerabilă. Asta depinde de abilitatea cumva a administrării politice de a-și valorifica aceste resurse. În România această abilitate este la cote reduse. Asta este realitatea. Gândiți-vă numai la câte resurse avem noi teoretic pe cap de locuitor versus produsul național brut, 15.000 de euro pe an, la ce cantitate de resurse avem și e evident că administrarea politică, generic vorbind, vinde resursele naturale ieftin. Probabil în beneficiu propriu. Dar este o depreciere, o devalorizare a resurselor naturale. Altfel nu se explică faptul că România, deși în clasamentele pe resurse, pe diverse categorii, e uneori în primele țări, alteori în per global locul 20, 30, 40 la nivel mondial, în clasamentele pe rezultate e după locul 50, 60, 70. Deci acest defazaj între clasamentul pe resurse naturale și clasamentul pe rezultate arată că există o insuficientă valorificare a resurselor naturale la adevăratul potențial. Acum sper, e bine dacă Serbia ar reuși să le valorifice mai bine. Adică dacă, sigur, le dau și ei altora pe 3% redevențe, ce să mai vorbești? Nu o să se dezvolte niciodată sub forma asta.